Bună dimineața, s-a trezit dulceața și pe bune că m-am trezit, că este 10. Mamă, și m-am uitat aseară la un serial. Iluzii, frânturi, nu mai știu, o să bineînțeles oricum pe aici, pentru că merită să vă uitați pe Netflix la el, este genial și nu te aștepți la final, adică te ține în suspans serialul ăsta de 8 episoade cât are, de nu mai poți, acolo stai. Și după cum ați văzut în titlu, avem comandă de pe Shein. Înainte de toate, vreau să bușiți butonul ăla de like, subscribe și de abonare, pentru că intrăm așa în forță la început de an cu o a doua comandă pe Shein, că am mai dat eu comandă de ceva. Dar am dat comandă pentru casă, adică pentru ceva ce aveam nevoie la baie. Și hai să începem cu primul lucru, că i-am luat papușul al meu. Că ăsta mic, Richard, are tendința de a mânca papuci. Așa că dacă vrea să mănânce papuci, i-a mâncat pe ea, știți ce zic? Și am dat comandă de alții. Hai să vedem ce avem aici. Hei, și asta este tot pentru la baie. Este o față de masă pentru mașina de spălat, să-i zic așa. Ia să vedem cum arată. Cam așa arată. Aolo, dar cred că trebuie călcată sau ceva. Are aici și buzunărașe de astea, să mai puneți voi ce aveți nevoie pe lateralele mașinii. Are doar pe o parte. Sorry. Da, cam așa se prezintă. O să o punem la baie să vedem cum arată. Dar clar, trebuie călcată și cred că trebuie călcată la abur, pentru că eu nu știu din ce material e, că s-ar putea să fie plastic. Așa. Mi-am comandat niște petricele. Arată cam așa. Pentru make-up. Adică, dacă vrei să faci o dungă de aia de tuș și să-ți pui pe aici pietricele de astea să se vadă frumos, sau o pietricică aici în interior, sau aici pe codiță, câteva. Nu știu ce e cu mine, că nu m-ați văzut niciodată machiată cu pietricele, pentru că nu mă machiez cu pietricele. Mi-au venit două inele. Hai, focus. Pentru că am și o problemă cu culoarea asta, dar cred că am o problemă cu verdele ăsta smarald. Din ce motiv? Că eu am avut un inel din argint așa și nu l-am mai găsit în casă. Și, hai să vedem. Wow! Și vin două inele, adică și unul așa și ăsta, ia. Ia uite. Da, să-l dăm pe ăsta. Doamne, ce degete mici. Și boante am. Stați că mi s-a rămas blocat puțin pe degetul ăsta. Și ce credeți? L-am pus pe ăsta aseară pentru că era să-l scap de pe celelalte. Și acum, de dimineață, cred că retince de apă sau ceva. Da. Mi se pare foarte drăguț așa. Nu? Da. Și mâna dreaptă este mai groasă decât stânga și de asta îl punem pe dreapta. Da, mi se pare foarte drăguț. Ok, mergem mai departe. Hai să-l punem pe ăsta pe stânga. Zici că sunt căsătorită? Da, nu, 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 că nu pot. Ia uite. Ok, fine, las. Am comandat niște punguțe din acestea. Sunt punguțe în care poți să pui tu anumite chestiuțe mai mici pentru a le oferi cadou sau să nu le pierzi tu prin casă. Dar, haideți să vă arăt de ce le-am luat. Am comandat și din aplicatori de ăștia pentru extensiile de gene. Cam așa arată. Cu astea poți să-ți faci în caz că ești make-up artistă, cum se zice, să dai clientele cu ruj, de exemplu. Dar eu le-am luat în caz că trebuie să dau cu remover sau ceva pe genuțe, mi se par mai practice astea. Oh, hai că până ajungem la ce vreau să vă mai arăt, mai durează un pic. Am luat pensula asta pentru că am, stați să văd dacă îi cade părul. Nu-i cade, dar doi ciulufi aici mai. Este o pensulă, uitați-vă puțin că e așa într-o parte, vedeți? Care am înțeles că este foarte bună pentru zona asta de anticear. Oh, da. Pentru că e așa teșită ușor.
Am văzut foarte multe review-uri la ea pe TikTok și TikTok-ul m-a făcut să o cumpăr. Așa că o voi încerca și eu când mă voi machia. Ia. Am comandat pentru clientele mele care îmi vin la genunchi astfel de chestii. Stați că vă scot una să vedeți. Pentru a le face tot așa cadou. Pentru că eu nu sunt de părere, că am văzut foarte multe TikTok-uri, din nou. Este luna decembrie și vreau să le fac o surpriză clientelor mele și să le dau, nu știu, ceva cadouaj mic, o bombonică, nu știu ce. Ei bine, eu treaba asta o fac de când m-am apucat de gene. De sărbători întotdeauna am dat cadouri clientelor, le-am făcut frumos un pachetel. Ca de exemplu ăsta, doar că am luat data trecută punguțe cu roz, cu tot cu genuțe. Ei bine, și acum, chiar dacă nu mai este sărbătoare, eu tot am comandat ceva pentru cliente. Aici sunt niște pietre cu sclipici, asta este roz. Pentru că dacă clientele o bagă în gentuță, nu se mai strivește această perie. Stați o secundă, hot? Chiar o asta ar trebui să-mi pun și eu în geantă. Dar este foarte drăguță. Uitați-vă. Oh! Da, deci cine vrea la mine la genunțe, pe genunchi cu firici. Îmi puteți scrie. Stați cu bagă în foi aici. Da. Și limita stocului disponibil, eu cum am cadouri, eu cum vă dau și chestiuțe. Da, pentru că mie îmi place așa să fac un fericit. Am mai luat aici niște perii. Tot pentru extensiile de gene, de-astea individuale. Dar de ce le-am luat? Pentru că sunt altfel față de astea. Astea, să știți și voi, sunt modelul care mai agață. Adică, dacă tu începi ca disperata să tragi cu peria aia care este mai voluminoasă, s-ar putea să se ducă genele alea, să nu stea. Și am zis că hai să comand și de-astea, că nu le-am comandat niciodată de pe Shein și seamănă cu o pensulă de la MAC. Să vedem cum e. Ia. Uți? Uitați că... Opa! Uți? Bă, cred că mi se pare mai ok asta. Cred, dar nu-mi dau seama încă. Nu dau seama încă că am eu genele abia puse și sunt foarte multe și tare la ochi. N-am ce să aranjez la ele. Dar, yes, yes, very interesting. Ok, o punem aici. Se pare, să știu eu de ea, că oricum trebuie să fac poze la produse pentru a le posta pe Shein că le-am primit. Să mai adun puncte ca să mai dau o comandă. Ok. Wow! Dar câte bucăți sunt aici? Nu scrie. Am dat comandă de 10 bucăți din acestea. Da? 10. Eu nu cred că aici sunt 10. Uitați-vă doar. Mamă, dar chiar câte sunt aici? Ia stați. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18... 20, 22, 24, 26, 28, 30. 30, dar eu n-am comandat, fraților, 30. Vă zic sigur. Desigur, vă zic că n-am comandat 30. Cred că mi-au pus ei 30. Dar ce bine că mi-au pus mai multe, că am mai multe chestii să vă dau. Așa. Această pensulă pe care am luat-o ras cu genunță pe ea. Uitați-o. Ia uite ce drăguță e. Tot pentru fete am comandat-o să le dau cadou. Este să-ți speli ploapa și genunțele la bază. Pentru că se adună foarte mult fond de ten în zona respectivă. Și eu le zic clientelor, spală-te foarte bine pe ochi înainte să vii la întreținere. Spală-te foarte bine pe ochi când te machiezi foarte tare. Să nu-ți rămâne reziduri acolo. Pentru că asta slăbește foarte mult extensia de geană și gena naturală mai ales și duce mai repede la căderea genelor naturale. Și am zis, bă, le și dau cu ce să și le spele, că așa poate le este mai greu sau ceva. Vă vine Corinuța în ajutor. Ia uite, hai ne dau la fiecare fată. Bombă!
mi-a comandat un mini cutter. Mini cutter, pentru că mi s-a părut foarte drăguț. Ia uite, e un norișor roz. A, ce drăguț că apeși pe și, uite, se duce instant să nu te tai. Este foarte mic, tocmai pentru a desface astfel de colete. Wow, cât de repede taie! Da, mi se pare foarte drăguț și asta ar trebui să mi-l pun undeva pe aici, pe aproape. Da, pentru a-l avea mereu la îndemână. Că mai vin colete și eu mă duc, aud foarfeca, chinuite cu foarfeca. Mi se pare foarte drăguț. Și am dat comandă de un stick pentru față, de contur. Acum, sper că am dat comanda corectă ca nuanță, pentru că știți că eu nu-mi dau seama câteodată. Vara sunt prea bronzată, nu se vede conturul ca un contur. Oh, ce drăguț arată! Ia uite! Hai să vedem nuanța. Oh, scuze, l-am desfăcut invers. Așa era. Ia uite, o fi bun. Hai să dăm pe mână să vedem nuanța. Bă, pare că ar fi bun. Pare că ar fi bun. Și dacă nu, ne dăm două nuanțe. Dar ăsta o să-l facem într-un alt vlog în care testăm produse sau când mă machiez. Ne gândim unul din doi ce facem. Ce mai avem aici? Și gata? Mai avem două topuri pe care le-am luat și le și probez aici cu voi. Primul este acesta și este așa cu pietre, păpușistic. Bine, pe mine m-a cucerit la pietre, vreți să vă mint? Care, ce credeți, nici măcar nu sunt pietre. Sunt sticăre. Da, sunt sticăre cu sclipici. Ia uite, vezi? Am crezut că sunt pietre din poze. Dar foarte frumos. Hai să îl punem pe noi și revenim imediat. Cam așa se prezintă. Hâț! Este cu buricul gol, că buricul meu e pe aici. Așa este la spate. Dar mi se pare foarte drăguț, adică chiar mi se pare simpatic tare. Mi-a gustat, este foarte comod, nu știu cum să vi-l explic. Și mai avem unul. Gata, dacă a venit și comanda asta, tot astăzi o să dau și pe cealaltă, să ne înțelegem. Hai să punem aici. Frutie. Ia. Arată cam așa acesta. Hai să-l punem pe noi să vedem și pe acesta cum vine, că mie mi se pare foarte mic. Da. Adică ia uite. Ok. Acesta se prezintă cam așa. E mai mult un crop top, sinceră să fiu, dar... Stați să văd dacă pot eu să-l trag un pic mai jos, că am impresia că se vede cam ciudățel așa, nu? Până în gât. Ia. Hai să-l facem și în partea asta, să vedem dacă... Are un Dumnezeu așa? Că eu nu vreau până în gât și cu buricul gol. Mie nu prea-mi place treaba asta cu buricul gol. Dacă eram pe vremea Andrei, eram prima. Prima cu buricuțul gol. Ia. Cam așa se prezintă acum. Cum vi se pare? Ce minte i-ați dat acestui top?
Mie-mi place, adică mie oricum mereu mi-au plăcut treburile astea înflorate, nu mă întrebați de ce. E și baby pink, e... materialul e destul de grosuț, că nu se vede, scuze, nu se vede prin el. Da, bă, nu îmi displace, dar din nou, va trebui purtat cu ceva cu talie, așa, înaltă. Nu cu buricul gol. Vă, care vă place mai mult? Ăsta sau ăsta roz? Da, sunt curioasă. Gata, și acum pentru faptul că m-am trezit mai devreme decât suna ceasul meu, pentru că v-am zis, m-am prins cu serialul, o să mă apuc să mai fac puțin ordine pe aici, pentru că o să vină și o prietenă la genunțe. Așa că... ce vă pot spune? Vă mulțumesc din suflet că ați fost aici alături de mine. Sper că v-a plăcut și acest clip și o voi mai da o comandă pe Shein. Da, da, da! Vă super pupicesc, vă îmbrățișez și aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare. Bye!